Colaborarea dintre Republica Moldova și România în domeniul cultural devine tot mai strânsă și astfel locuitorii celor două state sunt tot mai uniți, spun reprezentanții instituțiilor de profil din Chișinău. Totuși, sunt necesare mai multe investiții în acest domeniu, dar și o viziune clară pentru integrarea culturii din Republica Moldova în spațiul românesc și cel european, recunosc autoritățile. De aceea, în cadrul guvernului de la Chișinău, va fi creat curând un grup de lucru pentru întărirea cooperării culturale între ambele maluri ale Prutului. După Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care a reunit edituri din Republica Moldova și România, basarabenii sunt așteptați la alte două evenimente culturale de amploare. La mijloc de septembrie, reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine la Chișinău cu cea de-a 8-a ediție, iar zilele filmului românesc vor aduce filme de succes lansate în ultimul an. Chiar în deschiderea reuniunii de anul ăsta, am să fac un anunț, va fi în premieră absolută lansat un spectacol după un roman uitat pe nedrept, Dumitru C. Moruzi, care a scris despre acea cizmă care a vorbit și domnul Grosei, a Imperiului Țarist asupra Basarabia. Prima problemă, cea mai mare care trebuie să o avem noi în față, este că noi am fost deznaționalizați și rusificați sau înstrăinați de cultura noastră. Al meu obiectiv a fost, al nostru cu Marian Crișan, care e colegul meu dincolo de Prut, a fost ca noi să facem tot tipul ca filmul românesc să fie prezent aici, să fie la modul cel mai frumos. Secretarul de stat Andrei Chistol afirmă că investițiile în domeniul culturii vor contribui și la dezvoltarea economiei naționale. De aceea trebuie să crească numărul de proiecte comune cu România, astfel încât cultura basarabeană să se integreze mai bine în spațiul cultural european. Din partea de României, de fiecare dată noi am avut această susținere, de fiecare dată noi am avut această preocuparea lor de a merge și de a prezenta cultura națională. Colaborarea celor două țări în acest domeniu este reglementată de un protocol semnat în 2018 de Ministerul Culturii din România și cel al Republicii Moldova.